Salutare tuturor, sunt Andrei de Bela și de Tudorica și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din noastră de Skyblock cu brigada, bineînțeles tot pe play.minecraft.liniusromania.ro. Și înainte de a începe, fraților, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri și haideți să strângem, oameni buni, cât mai multe like-uri pentru acest episod. Te-ai calmat? Bă, stai că am urât un animal. Am văzut, te-ai calmat? Gata, bun. Deci, fraților, numai Bela este aici alături de mine pentru că... Uite-l pe Sile! Oh, a venit Sile! 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 Liniște! Sile! 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 Andrei, explică-ne ce vrei să faci. Da, oameni buni, deci vreau să ne apucăm de un mare regat. Ce regat? Ce regat? Regatul... Zozonia. Ce? Nu, regatul... Brigadania. Regatul Anonymous. Da, regatul Anonymous, da, îmi pare că e prea sec. Nu, fraților, deci idee pentru clipul următor trebuie să scrieți neapărat în comentarii cum să se numească. Să facem ceva aici. Taci, mă! Așa. Trebuie să scrieți neapărat în comentarii cum vreți să se numească regatul pe care o să-l facem. Și că Andrei este nume semnat Cox. Uite ce față are Cox. Ia uite, eu cu o găină acolo. Bun, am nevoie de mult cobblestone. Silea a căzut sau nu s-a primit? Te rog, nu cobblestone. Prima oară m-am gândit... Opa, gata, am intrat. Da, te-ai gândit tu. Deci prima oară, oameni buni, am gândit să facem ceva, să împodobim de Crăciun sau ceva, dar a zis Tudorica că se ocupă el, pentru că e frică de talentul meu, deși eu nu înțeleg de ce, pentru că eu mă consider un constructor foarte bun. Cum să nu ești cel mai bun constructor? Uite, vezi, mulțumesc frumos, Tudorica. Știam că pot avea încredere în tine. Te minte. Nu mă minte, taci. De bun, și uite, vreau să ne apucăm aici să facem gen border-ul, legatul. Andrei, ce bun! Bela, știi că eu pot da în tine și tu nu poți da în mine și mă tântează. 3, 2, 1... Ați văzut, oameni buni? Zi! Am perlă. Vrei să... Hai să-ți arăt ceva. Ia, arată-mi ceva. Haide. Hai cu mine. Hai cu mine. E frică. Eu, până la urmă, nu știu ce regat vrei să faci, dar sper să fie frumos. Nu, păi trebuie neapărat lumea să scrie în comentarii. Vreau să închid toată zona asta, frate, ca într-un regat și după să mai adăugăm, să facem... Să fie un fel de ziduri. Da, văd gaura asta. Aruncă-te. Auzi, să fie un fel de ziduri. Ba da, aruncă-te, ai încredere. Ce că să mă arunc, nu mă arunc. Te rog, ai încredere. Uite, s-a aruncat Sile. Uite, ai văzut că ai murit. Wow! Îmi doare capul. Câteodată mă gândesc de ce mă doare capul, acum am realizat de ce mă doare capul. Pentru că n-ai creier. Ce dumă -1 să mă. Deci, oameni buni, apărat în comentarii cum vreți să se numească regatul nostru. Acum fac bordul. Regatul. Toși, mă, Tudorica. Deci, Tudorica vorbește prea mult, cred că o să-l dau afară. Tudorica? Te rog frumos, spune-ne ce notă ai la biologie. 2 de 10 și 5. Aolo, de unde e 2 de 10, Tudorica? Am fost beat conștiincios și am învățat. Bă, n-am pus bine. Bă, ce prost îs. Și la franceză am un 8. Bela, dacă mai stai așa... Dar voi ce faceți aici? Știi cum am luat-o la franceză? Cum ai luat-o la franceză? I-am dat 2 lei unui beat să-mi testez să copii. Serios? Ce afaceri grele să mor eu. No, deci tot ce o să vedeți aici o să fie plin de... Bag picioarele scad. Plin de cobblestone slabs, deci o să umplem totul, dar aici o să vină zid, pardon. Mai întâi facem insula, adică o mărim și după aia facem ziduri și căcat. Taci, mă, că acum, păi da, acum eu fac zidul așa cum ar veni mărit, boss. Și oricum, oameni buni, vă aștept și pe voi pe server să ne arătați ce insule jmechere vă faceți acele șam. Bă, mie tot mi-e frică de ce o să fac. Și că, bă, și că now living is Andrei Island. Haha. Deci sunt fix la margine, voi vedeți? În partea... Deci dacă vă duceți mai încolo, zice ne-au living, vedeți? Păi, mai întâi să facem insula. Sile pleacă! Taci, Bela! Nu vreau. Ba da. Bela! Îți poruncesc. Eu fac... Mi poruncesc următa. Ooo, Isaj direct PVP. Sg. Bela, că am urât vorbești, dragă. Da, chiar, Bela. O, dar băi, îmi pare rău. Stai să citesc în Biblie, PRB. No, bun. Stai așa. O să folosim ceva stone brick, dacă nu mă înșel. Nu, pentru zid, ci că ne-au living the Andrei Island. Bă, da, vă realizați că partea aia nu face parte din insulă, vreau să spun. Dar, serios, partea aia nu e în insulă, practic. Nu? Este așa. Că-s curios dacă zice ce ne-au living the Andrei Island. What the fuck? Ok, ia. Screenshot. Nu scrie, what the fuck? Bă, ce ați făcut, mă, la insula? A stricat insula. Da. Am zis Bela pe privat că ea. Da, eu. Eu sunt capul rotiților, îmi pare. Mai aduceți niște cobblestone slabs, vă rog eu frumos. Ce că și uitați-vă în chestul ăsta. Stai că a zis Sile, is Wardzuz Andrei. Nu! 5 fără ăsta. What the fuck? Cred că cineva s-a jucat prea mult cu... De la Anthony Craft YT. De fapt nu las asta, o să fac după. Știți cine aruncă itemele astea? Eu le arunc. Nu. Ba da, bă. Ai accesul din pod. Bela, vrei niște iteme cu enchant level 127? Da, Andrei, nu. Sunt și eu aici. Bela, ești martoră. Andrei, dau perlă. Ești Bela. Te uiți, Bela? Nu vreau să... Andrei, dau poze cu Bela. Te arde, Bela, nu? Nu faci asta. Au fost niște iteme atât de bune, oameni buni, dar apare RIP. Riperino impepe. Am înțeles, mi-ați adus cobblestone slabs. Da, eu ți-am adus. Unde? Aici. Aruncă. Așa, mamă, Bela, ce drăguț ești de la un timp, nu mă așteptam. Mai puțin cobblestone, nu mai am loc. Alo? Ai spus să-ți aduc, eu ți-am adus cât am putut. Bine, gata. Ce aruncă Bela cu mere. A, păi da, că Bela e ca purcelușul ăla de are mărul în gură, mai țineți? Ce? Bela e un porc. Andrei. Da? Tudor. Cine se mai joacă aceste 1-6 cu tine? Eu. Sergiu. Sergiu Inab. Eu mă joc CS1-6 cu Tudoric. Nu se joacă CS1-6 nimeni cu tine. Ba da, eu cu Tudoric. Ce caută? Sergiu e cel mai random copil ever. Cine mă? Sergiu sau Sile? Ai zis Sergiu, doamne. Păi vorbeam de Sergiu. Și ca zis Andrei, ce faci, mă întreabă? Bă, da, aia mă văd. De fapt, nu, stai așa să dau un loc. Isul loc. Să vină ăștia aici. Mă miram eu de cine e nimeni acolo, pentru că era insula blocat. Se teleportaseră de niște admin la noi și am dat eu loc ca să nu mai vină. Și că shop ieftin, Isul Warp XXX20XX. Ia uite cum au venit instant. Oile, nu altcineva. Bela, dacă te mai apropii mult de mine, o să fac chestia asta. Da, eu fac cea mai importantă treabă de aici. Da, ce treabă? Trebuie să mă asigur că faci totul cum trebuie. Uite, te-ai trecut de un bloc. Păi așa trebuie, pentru că dacă ridicam aici zidul, s-ar fi lipit de chestia aia și ar fi arătat ca un curs. Spune-mi ce face Andrei. La parte. Ok, ce face? Acum... Nu! Sunteți... Ești bolând. Care s-a băgat în față? E ratat. Deci s-a băgat unul în față și n-am putut pune blocuri. Deci sunteți distruși. Doamne, să mor eu. Deci eu am apăsat click dreapta și era unul în față și nu s-a pus blocul. Și eu m-am dus ca și cum s-ar fi pus blocul. Gigi, bravo. Nu sunt sigură dacă am fost eu, dar dacă nu a fost... /is/kick. Dar nu sunt sigură că eu am fost. Nu contează. Asta e, Bela, ai călcat pe ciob. Te-a ars ciobul, te-a tăiat. Ce? M-a ars ciobul? Te-a ars ciobul. Asta e, se mai întâmplă, ciobul arde. Băi, dar îmi place că am prins destul de mult din insulă. Și după o să facem așa niște ziduri faine și o să mai facem ce... Bă, ia spuneți-mi, din cultura voastră generală, ce conține un regat? Un regat conține o Biblie. Un Dumnezeu, nu. Un Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Ești Dumnezeu? Niște sclavi. A, păi, știi cine e sclavi, până la urmă. Ce, Tudor? Ce-ai spus, Tudor? Bela, dă câine. Bela, sclav. Vreți să tușesc eu un microfon? Nu. Da? Eventual, pune-te pe mine. Bă, da, am o întrebare, uite așa. Așa, deci o să facem toate chestiile astea pe care le putem găsi... Ai greșit din nou. Dă-te mă, n-am greșit, frate, trebuie să fiu la o distanță puțin mai mare ca să nu se intersecteze cu pomii ăștia, să arate fain. Man, zici că îmi vorbești pe ce? Informatică. De ce? Ce dume, mă! Păi și nu-ți plac dumele mele. Nu, dume gay. Asta-ți plac. Tu fă ceva, fii antenă, fă ceva productiv, du-te și umple toate spațiile goale cu slaburi. Oare pot să dau perlă pe slaburi? Și zidul o să fie de 3 și o să ne putem plimba pe. Nu o să fie de 3, o să fie mai înalt, mult mai înalt. A, zid să fie... De 3 lățime. Și o să mergem așa pe... Păi nu m-am gândit la un zid de 3. Uite un zombie, uite un zombie. Party. What the fuck, dacă vine și dă nuși. Pot să dau perla? Nu. Avem stacuri de perla. Bă, lasă. Ne cam fute animalele. Bă, dar vorbește, mă, frumos. Dar vorbesc foarte frumos. Bătută în carapace ce ești. Ah, ce drăguț, da, 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 da. Deci o să facem un zi de 3, după cum a spus și dragul meu Tudorica, pentru că a avut o idee genială. Eu nu m-am așteptat la o idee atât de bună. Dar uitați, deci tot spațiul ăsta o să trebuiască să fie umplut de către noi. Gigi, Bela, o să fac tot off-camera. Da. Poți să nu poți, nu, nu merge. Nu merge. Pana mea să merge. Bela, mă ajungi și tu sau? Găina te iubește. Iubește și tu pe ea? Oh, wow. Nu mă lovi. Aoleu, doamne. Păi taci, PLS. Ajută-mă, frate, te pune și tu blocuri, o să plâng. Mai am o perlă. Vreau să văd dacă pot să o pun pe slaburi. Au! Ce bulan ai avut, bă, dar ai anticit tu ăsta pe Skyblock. Oricum știți foarte bine, pe Skyblock e PvP-ul dezactivat între insule, știi? Și se freacă anticitul cu insula. Că eu am acces, dar teoretic n-ar trebui să am acces. Dar eu sunt operator și am acces, știi? Și de-aia îi dă înapoi când dau un... Vedeți, oameni buni, el profită de faptul că are acces și... Abuzez. Dau un Bela, da, o abuzez și... pe Bela. Da. Eu zic da. Să votăm pentru Remove Andrei. Da, Remove Andrei. Cel mai... Vreau eu să zic cum o abuzez pe Bela, dacă mă mai nu e singur. Tudorica mă ajută să o abuzăm pe Bela. Tudorica, eu nu știu cum să zic, dar... Bă, Tudorica, Bela e mai mare ca tine, bă, Tudorica. Da, sunt asta e partea, da, nu contează. Astea sunt detalii. Păi mă, Tudorica, cum îți permiți că o persoană mai în vârstă să-ți vorbește așa urât? Păi Bela poate să-ți fie mamă. Da, dacă mă chinui așa puțin. Dacă se chinuie, că, na, acum nu prea vrea. De ce am lac în pun blocuri? Păi dacă Bela e mama, cine e tata? Mata. Sile. Geo, mamă, ce am trebuie să spuneți dacă Geo e tatăl lui Tudorica? Geo nu prea are cum... Nu, că eu nu-s gay. Ce? N-are legătură. Ce? N-am înțeles. Tudor. E noapte, lăsați. Tudor. Aoleu, ce frame drop, deci sunt frame drop-uri când pui blocuri deasupra voidului. Sile sparge un bloc cu mâna, bravo Sile, GG easy. Da, așa o să fac și eu când am... Mă doare capul cu voi să mă rezici că muncesc singur. Păi cam așa. Ce mă, nu vezi că și eu muncesc, du-te dracu. Du-te tu. Du-te-ți vă unde. Du-te tu, bă, Tudorica. Dar ce ai cu mine? S-a pus pe mine Bela. Ce bine, în sfârșit nu se mai aude băzuitura enervant de la Bela. Iar s-au debăzuit, aoleu. Aoleu, de ce iar s-au debăzuit? Bă, da, pun foarte multe blocuri, dau fail. L-a pus foarte multe blocuri și le pun pe lângă. Din păcat. Hai că mai am un stack, mai punem stack-ul ăsta, după vedem ce facem. După încheiem seria și... Da, încheiem seria și ne apucăm de o altă insulă de Skyblock. Încheiem seria și ne apucăm de serie de CS1-6. Alături de Bela și Tudorica. Care dă în bombă să vadă dacă explodez. Ce? Mă, Bela, ești foarte... No. Bela, cum îți merge CS1-6 pe laptopul ăla? Îmi merge mai bine decât îi merge lui Tudor. Ba nu! Ba da! Stai că mai am un stack, stai chiar e ultimul stack, să-mi va plăcere. Îl punem și pe asta repede pe jur aici, ne grăbim. Ce-ai spus, mă? Merge mai bine pentru că Tudorica cântă la muzicuță și eu nu cânt la muzicuță și Tudor e gay și eu nu sunt gay și atunci. Adică ești... Mamă, deci oameni buni, o să avem ce face off-camera. O să plătate chestia asta și o să ne gândim la un model pentru ziduleț. O să se termină programul cu muzicuța. O să ne gândim la un model, dar uite, cred că am găsit unde facem bisericuța. Uite, ce ziceți, băieți? Loc perfect pentru bisericuță. E și mare, facem o grădină frumoasă. Perfect, bă. Ce ziceți, mă? Nu, serios, chiar e un loc bun pentru o bisericuță, nu? Și am o întrebare, turnul ăsta ca ce se va folosi? Tot așa căsuța abonaților să vină ăștia la warp aici? Care turn? Ala... Să mai multe warp-uri. Aici unde sunt abonații. Ala l-am făcut așa, să arate bine. Bine, mamă, putem pune... Se pot urca. Facem o perlă în centru, acolo sus. De ce am așa mare la câmpul? Turnul ăla se pot urca, dar nu prea se vede mult. Dar îmi place mult. Dar mie îmi place, oameni, fiți antenă. Mergem puțin în Nether. Vedeți cum arată Nether-ul pe Skyblock, care este un Nether incredibil. Zici că... Ia după pământ, frate, pentru asta. Poate te întâlnești cu ăla. Ha? Poate te vezi cu ăla, care a prins-o. Poate facem PvP aici. Nu uitați cum arată Nether-ul, frate. Deci au luat ăștia tot ce au prins. Dar se poate vinde Nether la shop, că eu nu știu. Dar știu că se poate vinde Snow și putem să facem de la Snow. Ah, Snowman și vindem Snow, nu? Snow, da. Și facem o grămadă de bani. Știu. Dar uite așa, uite cum arată, frate. De zici că e ceva scenariu post-apocaliptic. Să mă, am căzut în lavă, ce prost. Ok. Nu, serios, zici că e ceva scenariu post-apocaliptic aici, la cum arată, dar îmi place. Facem o serie așa. Ce zici? Da. Ard până mor. Mamă, cum se vede încolo. Asta vreau pentru tine. Taci, taci. Dar ce am întrebat? Era n-ai voce. De acord. Bă, oameni buni, știați că... Bă, zi! Taci, Bela, că vorbește. Care-o dată mine? Andrei, nu-ți poate joc de mine. Nu, eu dau, eu sunt Ender. Nu-ți poate joc de mine. Zei și S, acum am venit aici, ești bolândă? Nu te văd. Păi i-am dat și S, uite aici, uite o găină. Cine a dat în mine? Andrei? N-am dat eu în tine. Ce te uiți așa cu fața aia de păr roz la mine? Pleacă că mă intimidezi. Mă sperii destul de tare. No, bă, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-a jucat. Încă o dată să nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri. Nu m-am omorât! Așa. Am rezolvat-o pe Bela foarte rapid, după cum puteți observa. Nu uitați să ziceți un nume pentru acest zid mirobolan pe care vrem să-l facem. Nu numele zidului, de fapt, numele... Am uitat ce făceam, ce făceam? Nu știu. Fortăreață, cetate... Vulcan. Numele vulcanului pe care îl facem. Dar numai dacă mor. Și ne auzim data viitoare. V-am salutat pe toți. Ceau, bă. Pa!